Cam așa este situația. Am zis să mai iau pe mine fâșul ăsta, să mai iau încă într-o zi, să-l iau pe mine. -1 azi dimineață în Cluj-Napoca. Rece afară, rece și în sufletele noastre, dar lăsați că se anunță peste săptămână temperaturi mari. 16-17 grade cu plus, bună dimineața și bine v-am găsit. Odihniți, așa-i? Odihniți. Deși ieri am pierdut o oră, pentru că s-a schimbat ora, am trecut la ora de vară, totuși am fost mai odihniți ca în alte dăți. De ce? Ne-au pus ăștia să ne culcăm de la ora 8 seara. De la 8 seara ne-am așezat în pat, am numărat oi, am numărat boi, pardon, n-am numărat boi, am numărat oi, ca să putem adormi mai devreme, să fim productivi de bună dimineață. Dacă ați intrat pe canalul ăsta, înseamnă că o să vă meargă bine toată ziua. De ce? Pentru că aici primiți o doză de umor, primiți o doză de adrenalină, primiți o doză de optimism. Situația este precum se vede. Situația este precum ceașca mea de cafea sau cu cafea, transparentă și mai are ceva pe fund. buymeacoffee.com/nicuben, de acolo vă aștept cu donații și cu urări de bine. Restricții noi de aseară. La 6 s-au închis magazinele. Pe la 6 și un ser ne-am dat seama că n-aveam pită. Nu contează, am făcut o mămăligă. Sau am făcut-o de mămăligă. Nu mai știu. De la 8 în paturi. Clujenii săraci, cei care n-au mai prins un magazin, un market deschis, au făcut cozi la benzinării, domnule. Să-și ia acolo un corn cu ciocolată, un suculeț, ceva, ca să aibă, să le treacă mai ușor noaptea cea lungă. Noaptea polară sau noaptea bipolară. Bucuria casierițelor de la benzinării. Nici n-au mai fost nevoite să-ți deschidă gura cu o ciocolățică, un suculeț. Dați-ne-le, doamnă, pe toate. Restricții noi. În mall, dacă n-ai în jurul tău o suprafață de 7 metri pătrați, nu poți să mergi. Te duci cu ruleta și măsori 7 metri, 6 metri, 6 mai dă-mi un metru, bă, dă-te, bă, mai încolo. Restricții. Poți să ieși seara, poți să ieși după 8 seara, poți să ieși din casă dacă ești victima violenței domestice. Deci, dragi bărbați, dacă vă bat soțiile, dacă vă bat, da, dacă vă bat rău de tot la cap, puteți să ieșiți, puneți măscuța și ieșiți pe stradă. Ca și Alexa, ați văzut? Alexa, antrenorul de la nu știu ce echipă, care a bătut o altă echipă. Nu, de la Poli Timișoara e Alexa. Deși a bătut echipa lui cu 2-0, el și-a mers în play-off-ul ligii a doua pentru a intra în Liga 1. Alexa s-a săturat de jocul fotbalistilor și a zis că ăsta nu-i joc, ăsta nu-i fotbal și a ieșit de nebun pe străzi. Mergea pe străzi până și-a dat seama că e carantină și cam singur. El cu tirurile și s-a întors înapoi. Da. Restricții noi. Ce să facem? La restricții noi, tot noi, din cauza unor, bă, dar așa se contrazic, așa se... Că vine și valul 4, mă. Ne-a zis cineva că vine și valul 4, dar domnul Câțu ne spune, zice, dacă suntem cu minți și facem vaccinul, din toamnă nu o să mai purtăm măști. Domnul Câțu. Păi ce zice domnul Câțu? Pfizer-ul a făcut o mare descoperire, o mare invenție, o inovație, ci că Pfizer-ul se poate păstra și în frigider, adică la temperaturi mai aproape de normal, nu numai la -80-70 de grade în recipiente cu totul speciale. Deci poți să păstrezi Pfizer-ul în frigider. Acolo, lângă borcanul cu hrean ras, lângă ketchup, lângă murături, lângă ce mai ai în frigider. Dă tu Pfizer-ul ăla. Lasă, dă mai bine salamul Victoria Șosana. Pfizer-ul lăsăm pentru la vară, când mergem în Hurghada. Se fac pași, mici, timizi, dar în rest e ok. În rest e ok, buymeacoffee.com/nicubendea, acolo aștept cafeluțele. Socra o donat, a tunat și a donat. Nu știu, de bucurie sau de tristețe că la tineret o bătut România, o donat o cafea, zice, bună, zice, cafea Omnia, adusă de Nașita Ildi, sau de Nașita Ildi, de la... Budapesta, când putea să meargă în Budapesta, Omnia. Bună și Omnia! Nomen est omen, sau omen est nomen. În rest totul e ok. În rest totul e ok. De astăzi încep înscrierile la clasa pregătitoare. Săraci elevi, săraci viitori școleri, dar săraci părinți. Amărâții părinți caută acolo în disperare o școală bună, o învățătoare bună, o clasă bună, o... Și când te gândești că s-ar putea să fie iarăși online învățământul ăsta, te iei cu mâinile de cap. Ce înscrieri, domnule, ce înscrieri? Totul e pe liste de așteptări, totul e pe calculator. O picat site-ul, nu mai ești bun de nimic. În rest, totul e ok. Dar unde să mai ieși cu mașina din moment ce sectorul de autostradă dintre Gilău și Nădășel, așa îmi place să pronunț, Nădășel,
Gilău și Nădășel. Sectorul de autostradă dintre Gilău și Nădășel a suferit o extorsiune a unui într-o parte, într-o apă. S-a surpat iar autostrada. 15 sau 17 ani au tot muncit acolo. A fost blocat totul. Au fost blocați banii, după aia au găsit bani, după aia au făcut în sfârșit, în 3 ani de zile, nu știu câți kilometri, dar puțin, și acum s-a surpat autostrada. Păi nu te bucuri tu când auzi un avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor și mă fa aviator, pune-mă lângă stewardeză că poate eu trag în... Asta e, avioanele astea. Irozosin, din el, de la Wizard, capitanul aeronavei Miklos Korci, vă dorește călătorie plăcută. Ioi, că ne dubdește de pământ. În rest toate zbune. Un ăștia cum? Un fost securist, un colonel sau general în securitate, un fost securist. Adică asta nu prea merge. Ăștia care au fost toate securiști, securiști pe viață, nu? Primar odată, primar pe viață, securist odată, securist pe viață. A mers cu șoferul, nu știu unde, și a scos $180.000. Din ce? Din fondul de război al României. A scos $180.000 din fondul de război al României ca să-și ia el o vilă la Corbeanca. Acum omul știa, fiind în securitate, știa de unde și cât să ia. $180.000 mi se pare o sumă infimă, la cât cred că s-o pe bază de grade, știți voi, da? Generalul și-a însușit suma, a mers cu șoferul. Cum merg unii cu șoferul la piață să ia leurdă, spanac, ridichii, ceapă verde, ăsta s-a dus cu șoferul să scoată modesta sumă, modica sumă de $180.000. Ce frumos! Și ce a făcut cu ei? S-a dus la Corbeanca să-și ia o vilă. A fost întrebat și domnul Țânțeanu, de $180.000, poți să-ți iei ceva frumos în Paradisul Verde? Un fiac, poți să-ți iei o chicinetă. De $180.000 pot să-ți dau o parcelă pe care să-ți parchezi caravana aia, cochilia aia, melcul. De la $180.000 în sus vorbim de ceva serios. Săracul general de securitate, în loc să ia și el un milion, două, și pentru asta l-au și prins, i-au făcut și dosar. Să fi luat acolo bani serios, să... Nu știu dacă e prima oară sau ultima oară, dar bani sunt suficienți. Deci, dragi români, din fondul de război al României se pot lua bani. Că nu mai avem război. Cu cine să ne războim? Războiul e între noi. Războiul e invizibil. Războiul e cu vrășmașul. Război. V-am mai zis eu asta, că noi până pornim vum, vum, tancurile, până pornim vum, vum, avioanele, până înălțăm scutul antirachetă, rușii în jumătate de oră, sunt pe noi. În două ore vorbim toți rusește pe aici. Davai ceas, davai batista. Hai să fim serioși. Deci, aș și desfința fondul de război. Ce război, mă? Hai să fim serioși. Una caldă, una rece. La tineret am mers bine. Bă, mutu, așa cum e, mutu, contestat, controversat. Mare jucător a fost. Talent cu carul. Pasionat de fotbal. Uite ce a făcut cu băieții. 2-1 cu Ungaria. Au mai scos un egal. Acum urmează iară meci de foc. Cu Germania. Nu scăpăm de Germania, mă, nu scăpăm. Sănătate. buymeacoffee.com/nicubendea. Cafeaua de dimineață. Știe ea ce știe soacra. Da? Nu. Suntem în grupa J, deci am jucat cu Germania seară la Naționala Mare. Alunea Mirel Rădoi. 1-0. Să zicem mersi. Ne puteau cocoșa cu un 5-0 de tăzi. Ne salutam cu high five azi dimineață. Și nemții. Ce au zis? Bă, lăsați că pe vremuri ne-am înțeles bine cu România și Iohannis și alea. Acum să vedem cu Armenia. Cu Armenia, miercuri, să joacă, să vedem, mai scoatem și de acolo un punct. Că acum nu mai sunt echipe mici. Ați văzut? Ați văzut și Luxemburgul a ajuns să bată, mă. Extraordinar. S-a schimbat lumea. S-au sucit polii fotbalului. O zi frumoasă, o zi bună vă doresc. Mulțumesc pentru abonare. Vă aștept în secțiunea de comentarii cu comentariile voastre pertinente la subiect și la obiect, cum ar fi zis Orin Ovidiu, Vântul Generație. Te aștept să discutăm aici. Problemele țării nu pot fi lăsate de azi pe mâine. Fără voi, acest canal de YouTube n-ar fi viu. Fără voi, acest canal de YouTube n-ar fi o ființă organică, integrată
în peisajul hățișul internetului. Generația, te aștept aici.